Salutare lume și este la un nou episod, sunt Bogdan Cătălin aka BC și în acest clip o să te învăț cum să faci în cel mai ușor mod foarte mulți bani. Vă voi prezenta mai multe metode, dar înainte să începem ne voi uita puțin pe internet ce dă când cauți ceva de genul. Deci, haida! Credeai că zic înainte să începem apasă butonul de like, nu? Păi trebuia să faci asta deja de la început, dar na, totuși apasă butonul de like. Bun lumea, acum o să căutăm un pic pe net tot felul de metode și să vedem ce ne dă. Probabil o să fie numai bullshit-uri și te-aș ruga de pe acum să te uiți până la final, deoarece la final o să îmi exprim un pic părerea despre chestia cu banii și din astea. Hai! Salut! Mă numesc Carmen Zacarian, am 19 ani și sunt din Chișinău. Astăzi este luni, 2 septembrie, ziua în care compania îmi transferă absolut toate comisioanele pe care... Luni, 2 septembrie și... Clipul îi pus pe 28 iulie. Da, pare foarte legit acest clip. Mă rog, hai să dăm în față. Este un card care o puteți face doar și doar la companie. Este imposibil să faci astfel de card la noi în țară. Îți dai seama, bă, ăsta e James Bond ăla cu carduri de alea. Ok? În ce cu? Hai că nici nu-i pixelat cu aia. 4.100 de lei timp de o săptămână. La sfârșitul acestui... Caie, nici târfele nu câștigă atât de mult. Știm acum bani. Nu este o problemă, adică sunt bani adevărați. Poftim ca... Ok, și unde-s pozele? 19 ani, sunt din Chișinău, un băiat foarte simplu, dar de... Na, păi și-a uitat de poze, ești nebun. Asta e schem. Cel mai simplu și eficient mod de a face bani. Vei primi plenumitate de 32 dolari, vei primi un site de afiliat, vei fi de pe care le produci și nu intri direct în gândirea, vei primi constant oportunități de afaceri, vei primi tot de promovare, plătești o singurată taxă din... Da, știi, dai 10 dolari, dar nu mai primești înapoi. Și aia a fost. Doar 10 persoane aduse de tine în club, poți să câștigi 2230. Devină un adevărat guru al afacerilor online. O, știu, Arsenie Bocă, ce mai faceți bine unde astea? Ce e asta? Uite cu bănuți de... Îl iau eu pe săptămână. Vezi? Ăștia sunt mire săline? Gama bule englez. Că te sunt mai englezul, vere! Londra, tate, aud. Una. Ia fi atent. Cât ia fratele tău pe săptămână. Ăștia sunt de 20, da? Ăștia sunt de 50, da? Să-ți arăt pe cea mai mică? Ăștia sunt de 10, dar sunt prea puține de 10 aici, în teancul ăsta. Ia să vedem ce ajungă. Asta e de 50. Bă, uitați-vă bine. De 50 de lire. Bine, mă, boss, înțeles. 10. Avem chiar și de 20. 20. Hai să le numărăm în primul rând pe cele de 10. Ok, pot să fiu un nenorocit să zic că partea roz e gay și se fute pe bani. Dar n-am să zic asta. Ups, stop, mai am zis-o. 550 de lire. Astea sunt cele de 50. De 500 de lire, da? Nu erau 550 de lire. 550? 550 acum. A, au fost 550. Prostul nici nu știe să numere în pui. Doamne, cine face bani cu aia? Ăștia lui îi du la bancă. Vinerea următoare. Vin alții. Și uite așa. Se face chita. V-am pupat. Bine, coaie, am înțeles, te lauzi că ai bani, dar ai zis un mod simplu de a face bani, dar care-i modul? Well, nu m-a prostit pe internet și chestii de la oameni proști, aproape nimic ce să te bate, așa că eu o să te ajut. Cel mai simplu mod de a face mulți bani. Apucă-te de YouTube! Pentru că toată lumea știe că youtuberii fac fucking milioane pe zi! Bă, să știți că am glumit, nu poți, pentru că deja Vodafone, Coca-Cola și Mirinda și-au ales deja youtuberii, you know? Pentru că deja și-au ales deja. Totuși Pepsi, să știi că eu și sucre încă sunt disponibili și lucrăm ieftin.
Bine, stați acum, nu vă gândiți că e aproape imposibil să faceți bani din YouTube totuși. Dacă aveți mulți abonați, postați destul de des și faceți destul de multe vizualizări, normal că aveți toate șansele să scoateți o sumă destul de ok, sau dacă faceți live-uri și primiți donații. Deși alea nu mai sunt chiar bani din YouTube sau așa, sunt bani din donații. Totuși te întreb cum poți să crești pe YouTube, nu? Când o să aflu, vă zic, deși puteți lua în calcul clickbait-ul, promovarea, să sugeți pula unui vlogger mai mare și să vă facă cunoscut acolo și să ajungeți pe mai să vă echipe la evenimente. Ok, dacă nu e YouTube în considerare, dar totuși te-ai gândit vreodată să fii star porno sau ceva de genul, nu, nu câștig eu chiar așa mult decât persoanele alea în top, you know. Nu m-a întrebat unde știu așa ceva, ok? Nu am fost pornstar. Încitează. Dacă vreodată te-ai gândit să vinzi droguri, nu e ok, pentru că e destul de riscant, you know, garda și toate cele. Ce, ai încercat să-ți vinzi din lucruri? Nu contează, oricum nu o să faci profit când vinzi chestii second hand. Îmi pare rău să-ți năruiesc visele. Te-ai gândit să-ți vinzi din organe? Da, ai putea face un profit, pentru că omul poate să trăiască fără un rinic și un lop de ficat se vinde destul de scump. Dar poți face asta, adică, na. Cel mai ușor mod de a face banii, clar, intrați pe site-ul www.csgo. Nu, glumeam, nu e niciun site de genul în care faci foarte ușor bani. Ideea e că da, poți juca la păruri, dacă ești genul persoană foarte norocoasă, poți să faci profit și chiar știu mulți care au făcut profit. Numai BC intră în pagube de câte 100-200 de euro de-a lungul timpului pe pariuri și nu mai bagă. Ok, acum lăsându-te cateringa la parte, cel mai simplu și cel mai eficient și cel mai ușor mod de a face bani mulți este muncind. Muncă, nu contează. Un job acolo. Bă, ăsta e singurul mod în care faci bani. Doar n-o să aștept să-ți pice din cer nu știu câți bani sau de astea. Hai să vă zic eu cum stă toată treaba, da? Aici sunt vreo 2000 și ceva de lei, ok? 2000 și ceva de lei pe care i-am strâns în vreo 3 luni, cam așa. Din fotografie și YouTube. Oarecum din YouTube. Nu te gândi că la fiecare 3 luni eu scot 2000 și ceva de genul, adică, man, ar fi lux chestia asta, oh my fuck. Oricum, ăștia 2000 o să se ducă imediat pe un Canon 700D. Banii sunt numai niște hârtii care vin și pleacă. Sincer, ăștia 2000 și ceva au o semnificație mai mare ca alți bani strânși de mine înainte, pentru că ăștia i-am făcut muncind din pasiunile mele și majoritatea implicau camera asta care filmează și mă vedeți voi aici. Mai bine faci poate mai puțin bani, dar măcar faci din ce-ți place, decât să faci foarte mulți bani din ceva ce urăști. De exemplu, să ai un job de la care, nu știu, câștigi 10.000 de euro și să fii tot timpul poți să mori și, nu știu, să nu-ți placă treaba pe care o faci. Își pierde farmecul. Știi, gen, oamenii nu trebuie să alerge după avere sau așa, pentru că oricum o să moară toată lumea și acolo nu contează că ești bogat sau sărac. Când faci ceva dar pentru bani se simte și dacă ești genul persoană care aleargă numai după bani, e bine, o să te schimbi și tu. Probabil o să ajungi ceva gen ca și Ghiță în Mara cu noroc. Ha, ăștia care aveți bacul v-am futut cu asta. Observ că din ce în ce mai mult, cu cât trec anii, lumea se axează mai mult pe material și uită de suflet, de inimă ce e aici și într-un fel trist. Mulți sunt goană după bani, mulți vor să se dea că au bani și ei fucking faliți sau de astea. Bine, acum nu zic să renunți la bani pentru că, na, e necesar, trebuie să trăiești, you know? E bine, dacă ești de acord cu ceea ce spun eu, te-aș vrea să dai un share, un like și toate cele. Asta a fost un vlog de ăla mai serios, cu Caterinca, cu necaterinca, habar n-am ce-a fost. Deci bagă un share dacă ești de acord cu mine și un like. Abonează-te pentru a intra în mica marea noastră familie. Ce vă spune? Eu am fost Bogdan Cătălin, KBC și ne vedem miercuri, apasă pe clopoțel. M-am dus. Am bă, fraierilor! Sunt numărul bun. Îmbracă-mă în aur. Sunt numărul bun. Sunt numărul bun. Îmbracă-mă în aur.